Aproape 2 milioane și jumătate de lei se vor cheltui de primăria municipiului Târgoviște într-un program de asfaltări care vizează mai multe artere rutiere ale urbei. Ne aflăm pe strada Alexandru Ilie din municipiul Târgoviște, aici unde administrația târgovișteană iată a demarat un proiect care vizează reabilitarea a 10 străzi din municipiul Târgoviște. În afara acestei străzi mai intră la reabilitare străzile Leo Plângă, Bastionului, Rovine, de asemenea mai avem străzile din Sârbi, Plevmei și Udra Bălcescu, strada Tighina, strada Herța. Toate acestea sunt străzi care vor fi finalizate în parte în acest an. Este vorba de străzile pe care ne aflăm în momentul de față. La strada Tighina mai avem o zonă de canalizare și de aceea vom reabilita numai acea zonă care nu este afectată de canalizare. Urmăm ca după finalizarea lucrărilor de canalizare să se finalizeze și strada, iar străzile din cartierul Matei Voievod, este vorba de străzile Plevmei și Udra Bălcescu, vor fi abordate începând cu primăvara anului viitor. Așadar, acest proiect care are o valoare de aproximativ 2,4 milioane de lei. Este un proiect care va fi finalizat, cred că în primăvara, cel târziu vara anului viitor. De asemenea, tot săptămâna aceasta a mai fost semnat încă un contract de execuție de lucrări. Este vorba de contractul care vizează, printre altele, străzile Tudorică Popescu, strada Nifon, strada Crângului, strada Pădurii, strada Plantelor. Un proiect care vizează aproximativ 3,4 km. Un proiect care va debuta în următoarele 2-3 săptămâni, după ce se va da ordinul de începere a lucrurilor. Am văzut că s-a depus chiar astăzi de dimineață și garanția aferentă contractului. Așadar, sunt câteva lucrări pe care le vom finaliza, eu sper, anul viitor. Printre acestea intră și cele două proiecte de care am menționat, cu precizarea că, spre exemplu, străzile Cronicarilor, străzile Cronicarilor Calafat și alte străzi din zona respectivă fac obiectul unui al treilea proiect, care este acum în faza de pregătire a documentațiilor, și cred că în primăvară vor debuta lucrările și pe acel proiect. Avem vreo 26 de străzi pe aceste trei proiecte prin surse de la bugetul local. Pe viitor, autoritățile publice locale au în vedere identificarea unor soluții de finanțare privind infrastructura rutieră, altele decât bugetul local.